Bun găsit, sunt Cornelia Ionescu și alături de colegul meu, Alex Nedelcu. Revenim în fața dumneavoastră să vorbim despre Survivor România. Bună, Alex! Bună ziua, Cornelia, ce faci? Bine, uite, de-abia așteptam să fim din nou împreună pe canapeaua asta, de data aceasta mai apropiați, pentru că vom fi doar noi doi în prima fază aici să discutăm despre ce s-a întâmplat în Republica Dominicană. Cadru stâns! Păi am discutat și ieri. Tot zicea Romina că s-au apucat concurenții de făcut sport, genuflexiuni, care cu exerciții, toată lumea e nebunită. Dar ce fel de genuflexiuni? Ce fel de Romina? Genuflexiuni? Păi n-ai văzut ce spunea Romina, că Melina face niște genuflexiuni așa în fața lui Marius. Da, păi face că Marius e se pricepe, antrenor, da. Marius e antrenor de fitness și poate ea s-a pus să le facă în cazul că face greșit, el o să o corecteze. Da. Dar ce te faci că el nu prea e atent din declarațiile Rominei? Așa am înțeles eu că el încearcă să, nu știu, să nu fie conectat la ce face Melina, ci la întregul grup. Înseamnă că le face bine genuflexiunile. Nu, e ok, fă-le în continuare așa. Înseamnă că n-are greșeală la genuflexiuni, e bine. Să știi că mi-a plăcut foarte mult Melina. Melina în competiție săptămâna trecută și mi-a plăcut foarte mult și Romina ieri aici la noi în studio. Foarte sinceră. A spus lucrurilor pe nume, la fel cum a făcut-o și Andreea Antonescu atunci când a dat primele declarații din Republica Dominicană după eliminare. Fiecare are câte ceva de spus din experiența lui și e bine că vin și spun fără nicio reținere. Adică, bă, asta a fost și asta s-a întâmplat. Asta am simțit, asta am auzit și asta mi se pare că e un lucru bun pentru că, uite, vedem și noi în show, nu putem să vedem cum s-a dus Romina cu Melina, cum s-au dus după melci sau după crabi. Da, și a mâncat numai Melina. Au rămas, da. Și au rămas după aia fără resurse. E bine că a venit și mi-a spus. Când se va întoarce Melina, o să o întrebăm și pe ea. Așa ai făcut? I-ai mâncat crabii Rominei sau nu? Da, pentru că fiecare are dreptul la o opinie și fiecare trebuie să spună partea lui de adevăr. Poate de aceea astăzi aș vrea să vorbim cu o persoană care mi este foarte dragă. Mie îmi place foarte, foarte mult de ea. Am avut-o aici în studio săptămâna trecută. Nu am întrebat-o chiar atât de multe lucruri pentru că au mai fost și alți invitații la ștafeta mixtă în acea zi. Așa că astăzi, prin intermediul Skype-ului, Laura, iubita lui Sorin, poate să spună și ea punctul de vedere, să ne explice cum stau lucrurile și din prisma familiei. Data trecută a intervenit și Musti și din nou s-a aprins discuția între ea și Roxana Ghiță și nu prea a avut ea timp să vorbească, mai ales că ea a avut și pe aia mici și trebuia să-i țină. Da, cei mici, nepotul și fratele și nepotul lui Sorin au fost aici și erau atât de drăgălași și stăteau atenți la toate discuțiile, dar mai făceau și mici năzbutii așa de băieței pe aici prin studio, așa că astăzi ea va avea posibilitatea să ne spună prin intermediul Skype-ului, bineînțeles, ce nu ne-a prezentat aici și ce s-a întâmplat și săptămâna trecută în Republica Dominicană cu Sorin. Bună, Laura! Bună, Sara! Bine v-am găsit! Bună, bună! Vă din nou! Și noi ne bucurăm că te revedem pe tine. Ești foarte frumoasă, uite, cu un look nou acum. Ai părul drept. Mulțumesc, da. Astăzi mi-am îndreptat părul. Chiar glumeam puțin mai devreme cu tine și spuneam că ai părul precum Maria Dragomiroiu, atât de lung. Da, am foarte mare grijă de el și îl cresc cu un scop. N-aș vrea să spun de ce, dar îl cresc lung așa pentru un scop. Am un scop anume. Poate că vrea să-l doneze. Foarte frumos, exact, bravo. Da. Da, am o prietenă care are lupus în Canada și pentru ea îl țin așa lung. Felicitări! Hai să vorbim puțin despre ce s-a întâmplat în ultimul consiliu. Cu echipa războinicilor. Din nou, Albert a fost nominalizat și a câștigat dreptul de a nominaliza prin votul publicului. Ce părere ai despre asta? Te surprinde sau te-ai obișnuit? Că Sorin este din nou acolo. Eu m-am obișnuit și
urmărind cam toată mișcarea asta din online de acasă, eu știam că o să iasă Albert favorit și cred că se așteptau cam toți de acolo. Nu știu ce să spun referitor la, vreți să îmi dau cu părerea referitor la Albert sau la părere, nu știu, la cum a interpretat Sorin treaba asta. Și cum a interpretat Sorin această situație, dar și despre Albert. Ai dreptul să spui tot ce ai tu pe suflet, Laura, asta. Ok. Păi, din, așa cum l-am văzut eu pe Sorin, mi s-a părut că nu a avut nicio clipă vreo reținere și știind că Albert o să fie din nou favorit, cu orice risc el și-a asumat votul lui și pur și simplu, dacă asta a simțit să facă, asta a făcut, adică nu s-a gândit că o să dea bine pe cameră, că lumea o să-l judece, pur și simplu a făcut exact ce a simțit. Iar cred că mulți ar trebui să-l aprecieze pentru treaba asta și nu să-l judece că nu știu, e, votează un om, votează pe cineva care e favorit. Eu văd treaba asta ca o chestie care ar trebui fi apreciată. Eu văd acum, un fenomen care s-a creat. Mie mi se pare că Sorin, deși nu a adus mai multe puncte în ultimele jocuri, mie mi se pare că are un rol destul de important în echipa lui. E, dacă mă gândesc la echipa războinicilor, mă duc imediat cu gândul la Sorin. Nu mă duc la altcineva cu gândul la care e acum în competiție. Mi se pare că e un concurent foarte bun, chiar dacă nu aduce punctele. Și ținând cont că cred că a fost la cele mai multe nominalizări, nu a fost eliminat. Mie mi se pare că e un concurent foarte puternic. Nici de cum, dacă e să aducem în vedere lucrurile care s-au discutat pe social media, că ar fi fals, că ar face jocuri de culise, și asta pot spune că văd în el un om sincer, care întotdeauna vorbește deschis, a rămas liniar de la început până la sfârșit, nu am văzut să și aibă... Și a asumat până la urmă, a spus și despre el că nu a câștigat jocurile în ultima săptămână și poate din acest motiv a și fost un pic luat la țintă ca și nominalizare. N-am văzut să aibă schimbări de atitudine. A fost la fel de la început până la sfârșit. Și cred că asta e un avantaj pentru el, pentru că nu are nicio responsabilitate față de public, pentru că publicul nu l-a votat. Pe când Albert are o responsabilitate față de public, mă gândesc eu. Dacă te-a votat publicul și este, cum a spus și Elena Marin, publicul decide și suntem toți la mâna publicului, ok, pe tine te-a votat publicul. Înseamnă că ești responsabil de public. Pe Sorin, dacă nu l-a votat publicul, nu e responsabil de asta și poate fi un avantaj. Așa cred eu. Da, sunt de acord cu voi. Sorin... Este un impuls pe care l-a primit și Sorin în momentul în care a fost votat favorit și cumva l-a determinat să fie mult mai puternic, iar pe, da, într-adevăr, poate Albert simte o responsabilitate acum, dar vreau să spun că Sorin, indiferent de faptul că nu a ieșit favorit acum, el este la fel de dedicat echipei, îl văd la fel de implicat, încearcă să le dea sfaturi, tot felul de strategii ca echipa lui să câștige. Le și... este alături. Da, spune? Le este alături. Da, le este alături și a funcționat. Deci, cred că de vreo 5 jocuri de ultimele, nu, penultimele, au fost 5 jocuri de imunitate în afară de ăsta ultimul, au fost câștigate de echipa războinicilor. Deci, cam cum strategiile lui au funcționat până acum. De când, într-adevăr, a fost săptămâna asta, nu știu cât, eu sunt foarte, observ foarte bine, sunt foarte atentă la tot ce face el și cum arată și am observat imediat că el avea un bandaj la picior de la jocul cu, de, nu știu ce a fost acolo, cred că a fost primul joc de imunitate, da, la care el a fost oricum votat. Deci el avea un bandaj, avea piciorul stâng umflat chiar și abia în a doua emisiune s-a menționat de faptul că este... accidentat și că a trebuit să meargă la doctor. Deci el poate și din cauza asta nu poate da atât de mult randament pe traseu. Da, are într-adevăr o problemă câteva probleme.
Mai arunc aici cu cadă ochilor la comentarii și Sandu Sanda spune, măi Alex, ți-a cerut cineva părerea despre Sorin? Nu, nu, într-adevăr, nu mi-a cerut nimeni părerea, dar dacă văd un om care se comportă firesc și are naturalețea asta a firescului, nu am decis să nu îl apreciez pe omul ăsta. Mi se pare că omul s-a comportat firesc de la început până la sfârșit și exagerate au fost comentariile cum că ar fi șarpe sau ar fi fals. Mi se pare că e un om liniar. Alex, vreau să întreb pe oamenii de acasă, pe cei care comentează, să-mi dea o justificare a faptului că el este șarpe sau cum îl spune, că e fals. Să-mi justifice prin ceva, ce-a făcut el acolo concret. Vreau și eu să văd ce anume, că eu nu înțeleg, eu nu văd asta. Asta a pornit de la cineva, nu a pornit din ceva ce el a făcut acolo. Pentru că, în fapt, el nu a demonstrat în niciun fel că e fals sau șarpe sau, adică dacă ar fi fost șarpe, cred că nu s-ar fi dus, cred că s-ar fi dus și ar fi încercat să câștige votul fiecăruia. În schimb, el și când a fost votat de, nu știu, de Marius și de Andrei, dacă nu mă înșel, chiar și de Cindy, le-a spus, ok, mă votați-mă, da, știu că nu am adus foarte multe puncte. Mie nu mi se pare asta ăsta nu e un caracter de pervers. Și din contră, frate, ăsta sunt, votați. El a fost... Putea să meargă la ei să-i manipuleze, Față de ceilalți concurenți, părerea mea este că a fost puțin mai vocal. Dar asta... Mm-hmm. Asta nu înseamnă că balanța s-a dus undeva într-o parte negativă. Dacă ceilalți, părerea mea, după cum îi văd eu, sunt ușor lipsiți de o chestie de personalitate, adică fiecare apare în consiliu și zice că te nominalizezi că n-ai adus puncte. Asta e un joc, asta e un argument de copii, că n-ai adus puncte, n-ai făcut nu știu ce, n-ai făcut aia. Am apreciat prezența Andrei Antonescu. Întotdeauna a spus lucrurile cu o maturitate, adică a spus lucrurile și a prezentat din niște puncte de vedere mult mai mature, nu chestii copilărești. Mi se pare că în echipa Războinicilor, nu știu dacă au trac de cameră sau poate că au chestia asta, nu se pot deschide în fața camerelor de luat vedere pentru că e un reality show, dar concurenții sunt ușor lipsiți de chestia aia de personalitate. Ok, frate, și ce? Uite, acum mă cert, acum glumesc, ăsta sunt eu. Și da, văd lucrul ăsta la Sorin, că e mai natural. Știi că poate dacă au văzut emisiunile dinainte, cele din show-urile de supraviețuire anterioare, normal că se gândesc că poate nu dau bine la cameră să se certe. Eu un calcul și lucrul ăsta. Sorin a ținut să fie așa cum este el și eu cred că toate aceste atacuri care au venit în ultima vreme înspre el sunt legate de un anumit, odată de un anumit grup și altădată de poate forma lui puțin mai slab. Da, văd lucrul ăsta, dacă mă implic într-un show de genul ăsta, mă duc să fiu eu prin apariția mea acolo, în fața celorlalți, ceilalți te vor vedea ca pe un... Unii te vor vedea ca pe un erou, alții, e normal, te vor vedea ca pe un anti-erou. E normal, fiecare cu preferințele lui. Mai comenta cineva aici că am fost și eu la același concurs și am făcut același lucru. Frate, mă duc la concurs să fiu eu, nu mă duc să stau acolo și să zic, da, n-ai adus puncte, te nominalizez. Să nu știu e omul de acasă nimic despre mine. De ce? Da, exact. Da, sunt așa cum sunt. Dacă se întâmplă să am o situație cu cineva, personalitatea mea, prin personalitatea mea o să am un comportament și unii mă vor susține, alții nu mă vor susține, asta e strict problema lor. Nu mă duc acolo ca și concurent, nu mă duc să fac ceva special ca publicul să mă placă. Nu, o să fiu eu. Restul lucrurilor vor veni de la sine. Da. Așa este și în cazul Sorin. Da, sunt de acord cu asta. Sunt de acord cu asta. El purta foarte ușor să nu spună în fața camerelor părerea lui despre, nu știu, Albert, spre exemplu. Da, putea să nu spună și să spună ca ceilalți, să dea un exemplu
banal. Nu, mi s-a părut că a adus puncte, foarte multe puncte, pentru că a fost o perioadă a lui de când celălalt grupul lui a plecat, când el nu a mai adus puncte vreo 3 săptămâni. Și era foarte, adică el dacă nu era votat de public, el nu mai avea șanse să stea acolo. Dar uite că a fost votat, doar că lui Sorin nu i-a fost teamă de treaba asta, a continuat să-și spună părerea. Da, bineînțeles. Dar îl văd și văd pe toți că încearcă, chiar încearcă toți să se înțeleagă între ei acolo. Am apreciat foarte mult ce a spus Romina, chiar am ascultat, nu chiar tot interviul, dar cât am putut, și am apreciat ce a spus. Mi s-a părut că e foarte sinceră și real, adică cam legat tot ce spunea ea, așa cu ce vedeam noi acasă. Că Sorin dă indicații foarte bune, că într-adevăr nu e cel mai bun pe traseu acolo, dar măcar își dă interesul. Că, nu știu, a spus ceva de Albert că e ciudățel, parcă, așa a spus, nu știu sigur. Așa a spus la Teo, dacă nu mă înșel. Romina, asta a fost părerea ei. A zis că e retras, că e foarte retras. Bine, da, acasă nu, așa îl văd și eu, că e puțin retras. Nu, asta nu am de unde, nu știm. Noi vedem decât 10% din tot ce se filmează acolo. Și nu avem de unde să știm. Eu ca și urmăritor al show-ului, și mie mi se pare că Albert este retras. Și asta se vede din personalitatea lui. Poate așa e, ok, văd un om bun, cu potențial, dar atunci când omul nu se exteriorizează și nu-și arată personalitatea lui, nu mai devine interesant. Adică ce pot să văd? Un om retras? Nu, vreau să văd niște lucruri la un om care să trezească ceva în mine, eu care mă uit de acasă, să simt același lucru. Păi aș putea să spun ceva legat de asta, că în general oamenii tind să se identifice cu oamenii care sunt în ipostaze de victimă. Adică în mare parte cam în asta se identifică oamenii. Știu că sună puțin dur, dar asta e realitatea. Pe tine, ca iubita lui de acasă, te doare în momentul în care vezi că este făcut parșiv, șarpe și tot felul de alte cuvinte care nu sunt ușor de digerat. Cum te simți tu? Pot să-ți spun ceva. Am înțeles, în general, părerea celor care... Adică, mă amuză părerea lor, pentru că eu îl cunosc pe el, eu știu cum este el acasă, știu cum e el real și îi văd doar 10%, cum am mai spus. Mi se pare așa ca niște copii care se uită la un teatru de păpuși, sunt sincer acum. Deci, efectiv, ca niște copii care se uită la un teatru de păpuși și comentează ce face balaurul, ce face văd frumos acolo, ca și cum totul este, cum să spun eu... Nu vedem decât 10%. Mă amuză comentariile lor. Nu pot să iau în serios. Da, mă doare mai mult altceva. Ce te doare? Comentariile oamenilor. Ce te doare? Mă doare când am mai spus-o și data trecută când am fost acolo că îl atacă foști concurenți. Asta nu mi se pare etic și moral. Dacă ești un om drept și cinstit și vrei într-adevăr să susții pe cineva... Așa cum susțin ei că ăsta este scopul lor, cred că ar putea să o facă într-un mod foarte pozitiv și, nu știu, ce, pozitiv, unit, frumos, fără să atace un om. Pentru că așa îi reduci șansele lui de a fi văzut prin prisma oamenilor așa cum vor ei să-l vadă. Aici n-ai de unde să știi ce conturi neîncheiate au ei sau ce dispute nedisputate până la final au ei. Na, se creează precedentul ăsta, concurenții care vin, automat sunt întrebați, oamenii sunt curioși să știe lucruri. Și, ok, când ești întrebat, respect treaba asta, n-am avut nicio problemă. Din contră, mi s-a părut că e ok și să comentezi, să-și dai cu părerea despre ce s-a întâmplat acolo, e ok treaba asta și o respect, fiecare a avut acolo aportul lui la show și sunt convinsă că nu e ușor să stai și să urmărești acasă când poate... Tu chiar meritai să fii acolo. Sunt concurenți care meritau pe bune să stea până în finală. Dar este o diferență de la a îți spune părerea. Da? Că eu nu cred că voi când ați invitat pe cineva, i-ați spus să zică ceva urât de ei. Cred că e alegerea lor. Deci pot spune ceva, pot spune ce s-a întâmplat acolo, pot spune părerea lor despre Sorin, dar nu-l pot jigni. Deci au fost jigniri. Aici mi se pare puțin...
răutăcios, așa, nu știu. Asta e normal să fie. Vreau să răspund Aidei Weber, care spune: Alex, nu subestima inteligența publicului. Romina a spus destul de clar că Sorin, Maria și Melina îl marginalizează pe Albert. Bun. Nu a spus asta. Ok, stai puțin, ești într-o competiție. Ce ar fi să vin să te iau în brațe? Nu ești copilul meu, ești fratele meu? Nu, frate, ești adversarul meu. Și cum adică să subestimezi inteligența publicului? Dacă mă duc într-o competiție, tu ca și urmăritor, tu vezi show-ul în sine. Eu dacă m-am dus acolo și ți-am oferit un show, ca și personaj, ca și participant în acest reality, o fac pentru mine, eu am motivele mele. Nu mă duc să mă înscriu la show pentru că oamenii de acasă o să mă vadă sau ce o să zică oamenii de acasă. Eu acolo întâmpin situații reale cu oameni reali. Oamenii de acasă nu sunt lângă mine să mă vadă sau fiecare votează cum vrea. Nu, să nu exagerăm acum că subestimează inteligența publicului. Publicul votează pe cine vrea. Eu mă duc acolo pentru că am motivele mele. Da, bine, Alex. Oamenii comentează așa în felul lor. Poate și aici cu faptul că Albert stă mai retras, poate asta este firea lui Albert, să fie mai retras, și firea lui Sorin să fie genul acela care să se implice mai mult în grup. Eu așa văd din exterior. Vreau să spun ceva. A spus Romina așa ceva? Chiar a spus Romina că s-au distanțat de Albert? Eu am auzit doar că el a fost. El este cel care se retrage. El e cel care nu vrea să se implice prea mult. Așa am auzit-o eu pe ea spunând. Chiar a spus la voi acolo ieri că ei toți s-au retras și că nu vor să-l bage în grupul lor? Ea a avut o altfel de declarație în care s-a înțeles într-adevăr că un pic Albert este cel marginalizat. Dar cam așa a fost declarația ei. Dar pe de altă parte, am văzut săptămâna trecută o serie de declarații pe care Sorin, dar și Albert, ambii le-au făcut la testimoniale, în care spuneau că încearcă în acest moment să conviețuiască acolo în tabără. Obligatul să stea împreună. Sunt obligați să stea împreună. Dar ce să... Dacă e un om cu care nu m-am înțeles de la început sau nu am o apropiere, ce să fac? Să mă duc eu automat, să mă duc eu cu forța, să-l iau în brațe, să mă apropii, dacă lucrurile între noi sunt așa, de așa natură încât să stăm mai despărțiți? Nu se poate. Fiecare, ok, Sorin are grupul lui, Albert are votul publicului și cu asta basta, o să meargă așa mai departe. Acum, ce să facem? Să-l învinovățim pe Albert că s-a distanțat sau să-l învinovățim pe Sorin că nu l-a primit pe Albert? E pur și simplu... Dar nu cred că nu l-a primit Sorin. Mi se pare absurdă treaba asta. Este, deci, ca cineva să creadă că Sorin poate să influențeze pe ei, băi, nu-l primiți pe Albert, mi se pare imposibil. Deci nu, e groaznic. Concurenții sunt egale acolo. Da, și fiecare are părerea lui. Chiar i-am auzit pe toți în consiliu când a spus: băi, frate, chiar crezi că suntem toți așa ușor de influențat? Avem fiecare părerea noastră. Da, pe de altă parte, Romina săptămâna trecută, nu ieri, în Skype-ul pe care l-am avut cu ea din Republica Dominicană, spunea că ea a fost teamă să-l nominalizeze pe Sorin. Și el ar fi fost un fel de șefuleț, cam așa s-a exprimat, în tabăra războinicilor. De aici și poate oamenii de acasă să înțeleagă lucrurile diferit. Văd niște declarații pe care le dau concurenții acolo la testimoniale, apoi sunt cei care pleacă din competiție și își exprimă punctul de vedere dintr-un anumit... Diferit. Și aici aș vrea să intervii tu și să spui care este punctul tău de vedere. Când vezi declarațiile acelea și de o parte și de alta, sau unele chiar sunt contradictorii? Păi, asta cu frica este un cuvânt, cred că exprimat, adică lumea îl înțelege puțin greșit. Ei nu cred că le era frică fizic de el sau cred că se temeau de faptul că poate are un cuvânt de spus în fața
celorlalți sau poate că am auzit pe doi dintre ei spunând că pe Andrei și pe, nu mai știu sigur pe cine, dar pe Andrei sigur l-am auzit spunând că știe că a ieșit favorit și că oricând putea să-l nominalizeze pe el și a preferat să-l nominalizeze pe Albert, care oricum era nominalizat de toți. Deci nu cred că le era frică de el, ci pur și simplu a simțit că are o putere acolo. Noi am... Și da, dacă avea o putere, Alex, dacă ea ar fi dat poate un vot diferit, în cazul în care rămânea în competiție, să nu fie ea următoarea vizată. La asta s-a gândit. Păi uite că ea pe cine a votat? Ea l-a votat pe Albert și tot a ajuns nominal, tot a ajuns afară. Adică nu mai bine ești asumat și spui votul și poate lumea te apreciază pentru cine ești. Nu, adică asta cu... Mi s-au părut că au fost câțiva concurenți care l-au nominalizat pe Albert și apoi au spus, s-au sucit când au văzut că este favorit. Și ori s-o dea tot așa, adică nu știu cum este mai bine să fii asumat de la început și să spui exact ce gândești și care e părerea ta despre fiecare concurent în parte, sau să te dai după cum bate vântul și care este favorit, te dai după el și tot așa, poate. Da, uite că noi, eu am vorbit cu Romina și am vorbit aici pe canapea și ea a spus că da, poate că a fost și o nesincronizare, o sincronizare nefericită pentru că a intrat mai târziu în competiție. Poate că trebuia să-și facă o alianță și să meargă exact pe drumul ăla. Dar eu n-am văzut până acum la Survivor să vină vreun concurent nou și să spună publicului, să vină și să spună clar, public sau oameni de acasă, vreau să rămân mai departe în competiție, ajutați-mă, susțineți-mă, votați-mă. Și după aia să iasă afară imediat. Nu. Cine a spus asta că vrea să rămână, vrea să stea și să vorbească și să dovedească, a fost votat. Dacă vii cu atitudinea, da, sper să rămân și nu știu ce, nu e concret, nu e clar. Spune, frate, clar, da, vreau să rămân și publicul te va vota. Până la urmă, Albert a ieșit concurentul săptămânii de 3 ori, nu? Da. A nominalizat de 3 ori. Dar niciunul pe care Albert l-a nominalizat n-a ieșit afară. Sau Musti, cred că pe Musti. Da. Dar atunci, da, din ultimii doi pe care Albert i-a nominalizat, n-a ieșit niciunul afară, așa că nu s-a rezolvat absolut nimic. E egal cu zero. Da, bine. Da, poate, da, dar îl salvează publicul ca el să poată sta mai departe acolo. Adică nu cred mai mult decât treaba asta, nu cred că au cu ce să influențeze votul publicului, decât să-l țină în competiție, efectiv. Da, și el să dea mai departe tot ce poate, pentru că e un concurent bun. Dacă asta e strategia lui de a fi el mai retras și poate nu, chiar nu poate să se integreze cu ea acolo, sau ăsta e felul lui de a fi, să nu aibă, nu știu, Sorin, spre exemplu, are mulți prieteni acasă, el se înțelege cu o groază de oameni, sunt la noi, vin acasă o groază de prieteni, ăsta e felul lui de a fi. Poate Albert are, a și spus, cred că are doar un prieten sau doi și sunt buni și ăsta e felul lui de a fi. Da, poate, dacă e, adică doar că acasă, lumea vede că este dat la o parte, nu că ăsta e felul lui de a fi, ei nu înțeleg că poate el așa vrea să fie. Adică, eu l-am auzit pe Albert pe în niciun testimonial, băi, vreau să fiu și-o băgată în seamă, dar nu mă bagă nimeni. El zice, eu așa sunt ok, îmi convine așa, mă bucur că mă votează publicul. Ai dreptate, nu știu, pentru că există comentarii aici și doamna Alexia Popescu a tot marșat pe ideea că tu ai fi vorbit în sens negativ despre Albert și ai fi cerut în schimb un pic de clemență pentru Sorin. Vedeți, doamna Alexia, că și Laura este destul de asumată. Na, eu n-am auzit niciodată vorbind despre Albert urât și nici n-am avea ce să vorbim urât despre Albert. Este un concurent foarte bun, este într-o competiție cu Sorin. Dar ce-am spus? Ce-am spus Sorin? Despre el urât? Este într-o competiție cu Sorin? Concret despre el. Și publicul aici este chiar împărțit astăzi. Unii îl susțin pe Sorin, alții îl susțin pe Albert sau pe ceilalți concurenți din competiție. Până pe de altă parte, pot Laura... Poți să spun ceva? Da. Cornelia, mi-am adus aminte că eu am fost în aeroport să-mi iau, când au plecat toți concurenții, să-mi iau la revedere de la Sorin și era și Albert acolo și vă spun sincer, mi-a plăcut maxim de el, era super vioi, era, se uita, țin minte și acum că îi analiza pe faimoși și se gândea cu care o să intre, cine o să
cu care crede el că o să intre pe traseu și îi se părea că Cosmin ar fi un bun sportiv, dar îl vedea și îi se părea că nu este atât de forțos cum, cum își imagina el și cum îl vedea la televizor. Mie mi s-a părut super ok acolo, era foarte comunicativ. Eu n-am nimic ce să spun, îl respect așa cum e felul lui de a fi și îl respect așa cum e el. Ce treabă are el acolo personal cu Sorin? Asta o poate spune doar Sorin sau doar el. Ei doi pot rezolva și își pot da cu părerea. Eu mi-am dat cu părerea de ce văd acasă. Iar de acasă văd ca și restul oamenilor că ăsta e felul lui de a fi și poate el vrea să fie așa. Poate el vrea să fie retrat. Nu mi se pare că am zis nimic negativ de el. Bineînțeles, nu s-a pus problema nici o secundă de asta, dar fiecare aici pe social media s-a creat un fenomen din ăsta de entuziasm față de o persoană și dacă ai entuziasm față de Albert, automat trebuie să dai în ceilalți. Mie mi se pare total aiurea. Uite, spre exemplu, dacă o iau strict personal, mie îmi plac oamenii serioși, mie îmi plac oamenii direcți care știu ce țintă au, oamenii siguri pe ei și mie Sorin îmi transmite asta. Chiar dacă n-a adus el puncte, nu știu ce, n-a făcut acolo, vai, n-a adus câteva puncte. Păcând Albert, ok, a adus mai multe puncte, dar nu mi se pare un om sigur pe el. Nu văd aceleași lucruri care m-ar inspira pe mine, nu văd la Albert ca și la Sorin. Și este și o mare diferență între ei de experiență. Unul e mai puștan, altul e puțin mai matur. Asta e. Acum stai puțin, că dacă nu-mi place de el și atitudinea lui nesigură, asta nu înseamnă că trebuie să îi luăm pe ceilalți și să îi denigrăm că nu știu ce, nu știu cum. Frate, îmi place de Sorin pentru că e mult mai sigur și transmite siguranța asta, chiar dacă n-aduce puncte. E mai survivor decât altfel de atitudini. Punct. Da, și ce, așa cum spuneam, că sunt oameni și oameni. Oameni care îl plac foarte mult pe Albert. Și e un lucru foarte bun, pentru că mie, sincer, nu mi se pare. Uite, eu sunt nu sunt întotdeauna de acord cu colegul meu. Mie, Albert, chiar dacă nu vorbește și nu este un tip care să-și asume unele lucruri, mi se pare un concurent foarte bun și consideră că prin felul în care concurează în Republica Dominicană, fără acest lucru îi aduce și simpatia publicului. Și foarte bine, fiecare dintre concurenții care au plecat acolo în Dominicană se bazează pe ceva. Poate unul se bazează pe carisma lui, altul se bazează pe talentul lui pe traseu. Iar cei care se întorc și povestesc despre ceea ce s-a întâmplat acolo au dreptul să spună. Bineînțeles, și noi întotdeauna aici să spună ce au trăit, iar noi aici întotdeauna i-am lăsat să-și spună punctul de vedere. Eu încă o dată țin să menționez că el, cum l-am văzut eu acolo, 15 minute, o jumătate de oră cât am stat în aeroport, era foarte vesel, foarte comunicativ. Chiar dintre toți de acolo, el vorbea cu toată lumea. Doar atât pot să spun că mi se pare puțin diferit de cum este acolo. Poate, nu știu. Dar ca punctaj vreau să menționez că ei sunt la egalitate. Le urmăresc statisticile. Nu știu cât de relevante sunt. Că încă o dată țin să menționez că pentru mine astea, statisticile nu sunt relevante. Pentru că poate, uite, Albert, spre exemplu, este foarte bun pe traseu, adică are viteză, e foarte bun. Dar am auzit pe alți concurenți, pe Marius, chiar am auzit de la Faimoși, când spuneau că Albert nu se concentrează pe final. Pe de altă parte, pe Sorin îl văd să fie mult mai concentrat pe final în anumite trasee, dar într-adevăr mai încet pe traseu, pentru că într-adevăr are și o problemă la picior. Și multă lume nu știe că, de fapt, Sorin, de când s-a înscris până a intrat în competiție, el nu a avut timp să se antreneze, chiar a muncit în fiecare zi până în ultima zi când a plecat. Acum, dacă în competiție, cum am vorbit mai devreme, dacă simpatizez sau empatizez cu un personaj, asta nu înseamnă că îl urăsc pe celălalt, n-am nicio treabă cu el. Sau, ok, să zicem că Albert a adus mai multe puncte sau e mai bun, să zicem, pe trasee.
bă, dacă ești bun, ești mulțumit cu tine, până la urmă te simți bine cu tine, n-am treabă de validarea celorlalți. Na? Dacă eu sunt bun și în mine cred că sunt cel mai bun, mă, nu mă mai interesează ce mai zice Sorin, mă interesează ce mai spune Sorin. Mi-e egal cu zero dacă eu știu că sunt cel mai bun. La fel și invers. Dacă eu, Sorin, sunt împăcat și mulțumit cu mine, nu mă interesează ce mai spune Albert sau alt concurent, pentru că eu am drumul meu și eu mi-am descoperit deja adevărul. Ce treabă mai am să îi mai demonstrez celorlalți că eu sunt bun când eu știu deja asta? Da, asta cu bun e relativă, pentru că și Sorin și Albert au avut săptămâni bune și proaste. Revin la discuția anterioară. În ultimele săptămâni, atunci când a ieșit Romina a fost eliminată, dar nominalizată de către Andrei. Da. Laura, să creează microfonie între noi și laptopul tău, pentru că ți-ai dat căștile jos. A trebuit să le dau pentru că nu vă mai auzeam deloc. Nu ne mai... Uite, acum se aude mai bine, nu se mai creează efectul ăla. E mult mai ok așa. Da, fiecare luptă cu armele lui. Ok, Albert are votul publicului și poate să stea mai liniștit. Sorin are grupul de partea lui. Da, mulți spun că așa a atras poate cei mai slabi concurenți. Mie, sincer, din ce citesc aici, pentru că sunt foarte multe mesaje și asta nu înseamnă că eu nu vreau să citesc pe unele dintre ele, dar vreau să fac așa un fel de o comasare a lor. Eu consider că echipa războinicilor este destul de puternică și nu sunt unii mai buni și alții mai slabi. Poate în funcție de săptămână. Dar tu, de acasă, uitându-te la competiție, consider că Sorin s-a aliat cu persoane mai slabe din competiție, așa cum crede o anumită parte a publicului, pentru a scoate afară pe cei care sunt buni? Apropierea lor este naturală. El s-a înțeles bine, de fapt, la început Roxy și cu Marilena. În afară de Alin și Albert, eu am văzut că s-a înțeles bine cu toți. Și în asta, prietenia și cu Maria și cu Starlin e naturală, nu cred că e forțată. Nu, eu nu pot să cred că cineva poate să se apropie și să suporte niște oameni doar pentru a-i avea relații. Adică se vede că sunt natural, că se râd, glumesc, fac activități până... Și până la urmă este un consiliu și trebuie să se nominalizeze. Iar la nominalizare trebuie să vii cu un motiv. Nu știu pe altcineva pe care ar trebui să-l nominalizeze, nici Albert, nici Sorin. Nu știu, văd acolo că ei doi n-or să ajungă la un consens. Sau poate cine știe, episoadele viitoare o să ne... arate contrariu. La cum l-am văzut eu pe Sorin, eu cred că ei pot ajunge să se apropie și să se întreagă mai mult. Nu, poate lor să devină. Dar măcar să ajute mai mult sau să-și permită unui altuia sau altuia să permită tuturor să se apropie mai mult de el. Dacă asta, dacă s-a explicat. Încă o dată, eu țin doar părerea mea. Acolo, realitatea e altfel. Laura, o să te rugăm să spui puțin căștile, să aude un pic întrerupt și atunci vrem să le redăm oamenilor de acasă exact ce vrei tu să transmiți. Să nu se înțeleagă. Nu mai aude. Da, Ioana Mihaela spune așa, acolo este un concurs sportiv, de-aia au probleme. Nu este doar un concurs sportiv, este un concurs care implică și parte socială, dar e foarte adevărat că trebuie să fii foarte bun și pe traseu, se ține cont de lucrul acesta. Nu ne manipulează nimeni, am încercat să fim la mijloc și poate eu chiar sunt cumva... pe partea cealaltă a discuției. Adică mie mi-a plăcut, sincer, mie îmi place foarte mult echipa războinicilor, deși sunt o susținătoare a faimoșilor în această emisiune. Da, e ok, scuzați-mă. Da, bagă-le, l-a încărcat. Așa, până atunci
Lenuța spune așa, nu este adevărat, Albert a vrut o împăcare, dar Sorin a ținut-o pe a lui cu marginalizarea lui. Albert, vreau să Albert. Răspund la asta. Da, bun. Poți să răspund la asta? Da. Pentru că eu l-am auzit spunând în, cred că la finalul unui joc, da, el a spus că a simțit, pentru că eu noaptea mă rog foarte mult la Dumnezeu și îl rog să-i transmită lucrurile pe care, nu știu, le simt eu de aici. Nu știu dacă are sens vreodată ce spun, dar chiar are, deci el a spus ceva, a transmis ca și cum vrea să fac o apropiere cu el, poate a venit chiar de la el, poate chiar văzând că lumea de acasă îl apreciază, poate a zis, păi, dar poate nu vedem noi ceva de aici, da? Poate am putea să-i dăm o șansă și nu cred că s-a referit doar la el, eu cred că s-a referit la toată echipa când a spus că încearcă să fac o apropiere și cred că a venit de la Sorin, bine, poate și de la Albert. Dar știu ce spune dânsa, că a spus la... Deci au fost o apropiere, au bătut palma și apoi la Consiliu iară s-au ciondănit. Consider, eu consider, ok, dacă în cazul în care, să zicem, Albert a fost îndepărtat sau marginalizat de către grup, e clar un semnal, bă, nu te vrem, te vrem afară. E ăsta un lucru neobișnuit într-o competiție în care sunt eliminați? E un lucru obișnuit. De ce ar fi un lucru neobișnuit? Dacă te vrea grupa afară, ok, frate, demonstrează, fii puternic, ai publicul de partea ta, luptă. Ce, tot da, ce părere ai despre Albert? Că sunt foarte multe persoane care te întreabă ce părere ai despre Albert. Și părerea ta sincer. Albert mi se pare un concurent foarte bun pe trasee. Mi se pare un, ca și personalitate, un băiat care trebuie să-și descopere mai mult personalitatea, să aibă mai multe, reușite pe plan personal, ca să-și câștige încrederea în propriile puteri, asta nu-l face un om rău. Dar nu sunt de acord cu ce s-a creat, cum că de ce nu îl integrează înapoi pe Albert? Păi e clar că i-au dat un semnal că nu-l vor în competiție. E absolut normal să existe lupta asta. Să vedem cum luptă până la capăt. Poate că asta e lecția pe care el trebuie să o învețe, că trebuie să-și descopere forța lui interioară ca să treacă peste probleme. Ok, ești marginalizat. Este absolut normal într-un astfel de concurs în care să fac eliminări. Ce ar fi? Să-l țin în brațe? Ok. Nu e, până la urmă, nu e nici copilul nimănui, nu e copilul lui Sorin, nu e nici... Bine, dar a avut și el prieten, până la urmă zic, a avut și el prieten în competiție și s-a văzut că putea. Probabil nu are o fire diferită față de... Nu sunt împotriva lui Albert, da. Sunt împotriva ideii cum că e ceva rău că el a fost marginalizat. E absolut normal. Și acum vorbesc și din celălalt punct de vedere al lui Sorin. Ok, dacă... Și Sorin, dacă ar fi împăcat cu ce e el în Survivor și în competiția asta, n-ar trebui să-l atace pe Albert. Pentru că dacă, după părerea mea, dacă îl atacă, înseamnă că își dorește să aibă ceea ce Albert poate are și el nu are. Probabil ultimele rezultate pe trasee. Mă gândesc eu. Nu l-a atacat, dar s-a creat adversitatea asta între ei. Poate că fiecare își dorește de la celălalt ceea ce el nu are. Sorin are cumva puterea socială și, și Albert nu o are. Și invers, cumva ultimele evoluții de pe trasee Sorin nu le are și Albert le are. Sau votul publicului Albert îl are și el nu îl are. Și poate că fiecare trebuie să fie împăcat cu ce are el și să meargă mai departe, fără să-l mai intereseze de celălalt. Și asta îi va da mai multă putere în forțele proprii. Dacă eu știu că sunt bun cu adevărat, nu mă interesează ce mai... Aș putea să spun ceva. Îi se potrivește lui Albert, dar în cazul lui Sorin nu-l văd să fie, poate să simtă nevoia de ceva ce are Albert. Pentru că Sorin a fost votat favorit de două ori, nu cred că simte treaba asta și el e foarte, vă spun sincer ceva, el e foarte, foarte împăcat cu el. El nu s-a dus acolo neapărat pentru a dovedi, să demonstreze ce fel de om e el. Se vede clar că el așa e el, e natural și s-a dus ca să se bucure de experiența asta. Deci el în fiecare zi
mi-a spus chiar și Roxy. Mi-a spus că se trezea dimineața și el era singurul care se bucura și că de soare, de nisip, abia aștepta să se antreneze, abia aștepta să intre pe traseu, se bucură de fiecare lucru. Cred că are ceva ce are Albert, ceva ce el și-ar dori. Cred că l-a votat pe Albert după ce a văzut că nu se înțeleg, dar nu că are ceva, ar vrea să aibă ceva cu ce are el, nu știu. Am spus și asta. Albert l-a votat de vreo 3 ori. Strica o echivalență, pentru că atunci când există o dispută sau și un, să zicem, dau un exemplu, un război, tu te duci și te lupți cu în război cu cineva, tu vrei să iei teritoriul lui, el vrea să ți-l ia ție, cam bine, asta e un exemplu de bază, basic. Am spus-o doar ca o echivalență, nu neapărat ca ceva care e stabil și adevărat în sine. O să vedem ce se va mai întâmpla și săptămâna aceasta în competiție. O să mai luăm legătura cu tine, Laura. Vreau să îți mulțumim foarte mult că astăzi ai fost alături de noi. Te mai așteptăm aici. Vor mai fi dispute în competiție între războinici în general, nu doar între Sorin și Albert. Poate o să fie și altcineva cu care se va contra Sorin acolo. Vom mai discuta pe marginea subiectelor care îl implică pe iubitul tău. Vreau să vedem o serie de imagini cu nominalizarea războinici. Și apoi noi vom reveni alături de dumneavoastră. A sosit momentul să aflăm care este numele concurentului clasat pe primul loc în această săptămână la votul publicului din echipa războinicilor. Concurentul care a întrunit cele mai multe voturi din partea publicului în această săptămână în echipa războinicilor este Albert. Albert, din nou, tu te afli în fruntea clasamentului publicului din echipa războinicilor în săptămâna care se încheie în această seară. Dar și concurentul clasat pe locul 2 va face o nominalizare. Astfel, în pericol de eliminare, la finalul serii vom avea 3 concurenți de la războinici și 2 de la faimoși. Concurentul clasat pe locul al 2-lea în preferințele publicului în această săptămână este Cindy. Cindy, tu ești concurenta aflată pe locul al 2-lea. Sunt șocată. Nu m-aș fi așteptat niciodată, serios. Albert, a sosit momentul să faci nominalizarea. Întâi motivul, cum știi, și apoi numele. Domnul Dan, am rămas cei mai buni și cei mai puternici. Mereu am votat din punct de vedere sportiv și așa vreau să fac și în seara asta, deși mi-este foarte greu pentru că, sincer vă spun, suntem foarte apropiați toți ca valoare. Dar totuși persoana pe care o voi nominaliza, în opinia mea, la ora actuală în echipa noastră, cred că are potențialul cel mai mic de a aduce un punct. Iar acea persoană este Maria. Maria. Maria, ești nominalizată spre eliminare, opțiunea lui Albert. Cum e? Cum te simți cum la auzul acestei nominalizări? Sincer, când vin la consiliul ăsta de eliminare, e un film cu totul. Ești în film, nu ești în film, dar te trezești până la urmă pe marele ecran. Nu mă simt de niciun fel, mă șochează faptul că sunt persoana care aduci, cum ai spus? Oricum, nu contează. Potențial. Da, cel mai puțin potențial să ducă un punct când eu am avut să doar facă diferență. Da, 5 jocuri în care nu am avut niciun punct. Atât, 5 jocuri de când sunt aici, în aproape 3 luni. Dintre cei rămași. Dintre cei rămași, da. Nu mă așteptam, dar nici nu mă simt. N-am niciun fel de sentiment așa. Sperăm că va fi bine. Cindy, a sosit momentul să faci tu nominalizarea. Am să te rog mai întâi motivul pentru care o vei face și apoi numele cu echipierului. Cu toții suntem foarte buni, cei care ne aflăm aici în acest moment. Îmi este foarte, foarte greu să fac o nominalizare pentru că eu nu mă așteptam să ies favorită pe locul 2. Deoarece nu prea am pe cine să votez. O voi vota pe Melina. Nominalizarea lui Cindy este Melina.
Melina, cum ești tu la auzul acestei nominalizări? Bine să râd, pentru că așa fac eu la... Când, așa, când am o surpriză, îmi vine să râd, chiar dacă e negativă sau pozitivă. Un mic șoc, dar nu că m-a votat, pentru că sunt sigură că nu știa cu cine să voteze, ci pentru că asta e prima dată când sunt nominalizată și este o senzație foarte interesantă, că este senzația aceea că în 10-5 minute poți pleca înapoi în România sau poți rămâne aici să continui această aventură extraordinară. Sincer, o să subscriu ceea ce a zis Sorin. Și să spun că nu-mi doresc să plec. Mi se pare că încă nu am învățat tot ce Survivor vrea să mă învețe. Nu mi-am luat toate lecțiile din acest show. Știu că, în ciuda faptului că nu sunt sportivă și mă ocup cu muzica, sunt cântăreață compozitoare, în același timp, cred că am reușit să demonstrez oamenilor că poți să faci orice în viața asta. Dacă eu am putut să vin la Survivor și să fac aceste trasee și să iau punctele pe care le-am luat, atunci oricine de acasă care se uită la noi poate să facă orice în viața asta. Eu accept dacă plec acasă, mă duc acasă unde mi-este bine, dar mi-ar părea rău și aș vrea să rămân în continuare și să ajung până în finală. Hey, eu vreau să citesc și din mesajele oamenilor de acasă. Mulți spun că nu am dorit să venim în întâmpinarea lor, dar nu este așa. Eu am încercat foarte mult să iau din fiecare comentariu ceva. Sunt mulți cu care îl susțin și pe Sorin, alții care spun succes Maria, uite, Alexe Constantin, Georgia Maria, bravo, Albert. Stai puțin, sunt persoane precum Galfi Ionuț, Jador este cel mai susținut concurent. Dacă nu avea probleme, cred că era cel mai favorit concurent până acum, mă rog, favoritul publicului, de partea publicului. Georgia Maria se întreabă dacă Melina îți vine să râzi ca să nu plângi. Fiecare așa, bravo Albert și Cindy, Sandu, Sanda. Sunt foarte multe mesaje. Uite, cum se întreabă și fanii Războinicilor, cum iese Elena favorită și nu Culiță. Uite, oamenii de acasă au dreptul să-și îndrăgească concurenții și să-i voteze. Așa cum și noi, dacă am fi probabil detașați de această emisiune și am pune mâna pe telefon, am spune de cine ne place și de cine nu. Uite, sunt fel de fel de mesaje aici. Merge și pe partea faimoșilor, pentru că a fost o săptămână destul de bună pentru faimoșii mei. Am văzut-o și pe mama Geta în ultimul episod și am ratat-o, n-am fost vineri la emisiune. N-ai fost vineri la emisiune să o vezi pe mama Geta, care ne-a spus dânsa aici ce îi transmisese lui Culiță, pentru că au fost două jocuri de comunicare în luna martie, în care ar fi putut să câștige comunicarea cu mamele și faimoșii n-au reușit, au reușit pe a duminică, iar eu am avut o invitată vineri aici pe mama Geta, tu ai fost plecat și nu ai putut fi prezent. Și am întrebat-o, măi, doamna Geta, spuneți-mi și mie ce i-ați transmis lui Culiță. Și au fost fix cuvintele pe care dânsa le-a trimis în dominical. Înseamnă că mama Geta și-a învățat poezia, a învățat-o ca lumea. Că da. N-am mai uitat-o de atunci. Dacă ți-a zis aceleași cuvinte și aceeași intonație. Da. Doamna Sandu, ce mesaje să citesc ale oamenilor de acasă? V-am mai spus, în marea lor majoritate, eu citesc mesajele, dar fiind foarte multe, încerc să fac un mic rezumat din ele și să pun întrebările pe marginea lor. Susțin Jador, susțin Elena, bravo Albert, Sorin, bravo Albert, bravo Sorin, Albert, cel mai fals concurent,
Am să explic el, eu, Laurei, s-a dus. Ce să mai știu? S-a dus prea repede. Comentați prea mult. Și ăștia citesc ce le convine lor. Doamna Mihaela, Miha, dacă dumneavoastră ați avea un limbaj mai frumos la adresa noastră, poate v-am citit și dumneavoastră. V-am citit mesajul cu ăștia. Ăsta sau... Cum ar fi să scoți o carte cu comentarii după internet? Dar există și pagini. Intenționat am citit mesajul ăsta. Mi se pare o lipsă de respect la adresa noastră. Până la urmă, noi suntem aici să le prezentăm oamenilor tot felul de materiale legate de competiție și să le dăm dreptul celor de acasă, celor care susțin concurenții, să spună punctul de vedere. Pentru că dacă am avut aici invitați persoane care au dat declarații negative despre anumiți concurenți, este și dreptul familiei să răspundă, da? Și să fie prezent aici la noi. Bravo, Albert și Cindy. Eu zic buturga mică, răstoarnă carul mare, Mona Anton. Asta era citatul lui Alin Sălăjean. Da. Și Alina a venit aici, a fost atât de spumos, la fel și celelalte fete. Alexe Constantin, succes, Sorin. Chiar ziceau că vor să se dispute Musti cu Alin, se mai dispută? Nu știu dacă se dispută, dar eu vreau să văd niște momente de, pe care ni le-au prezentat, ni l-au făcut colegii noștri din regie, de la jocul de comunicare, unde faimoșii au câștigat dreptul de a vorbi, de a-și vedea mamele. Țin să anunț că m-ai făcut cea mai fericită și mândră mamă din lume. Îți mulțumesc că existi. Eu și tata suntem bine sănătoși. De-abia așteptăm să înceapă emisiunea să te vedem. Suntem cu sufletul la gură și cei mai înfocați admiratori ai tăi. Fii curajoasă și puternică, ține capul sus, pentru că numai așa vei învinge. Gândurile noastre cele mai bune sunt îndreptate către tine. Luptă pentru final. Nu te lăsa influențată, pentru că ai un potențial foarte bun și un caracter frumos, de care sunt mândră. Și nu uita că binele învinge întotdeauna. Noi te îmbrățișăm cu drag și te iubim mult, mult. Aș vrea să adaug doar că mami, te iubesc, îți mulțumesc. Nu am mai văzut-o dinainte de sărbători, pentru că au fost ceva probleme de sănătate și n-am putut să ne vedem. Mi-este dor de tine, îți mulțumesc, vă iubesc, cel mai important e că voi sunteți bine și am să lupt până la capăt. Ionuț, îți trimit acest mesaj și mă bucur din toată inima că am avut posibilitatea să ți-l trimit. Am așteptat cu nerăbdare lucrul ăsta. Vreau să-ți transmit că noi toată familia suntem bine. Să stai fără grijă că sunt sănătoasă, nu am nimic. Atât eu cât și taică-tu și toți frații tăi sunt bine. Noi de acasă toți te susținem, te susținem cu toți în rugăciuni. Zi și noapte ne rugăm pentru tine și aș vrea și tu de acolo să te rogi mai mult, să fii mai aproape de Dumnezeu. Ești un luptător, știu că poți mai mult de atât. Am crescut un luptător, mă mândresc că am crescut un luptător. Noi toți te iubim, Dumnezeu te iubește, toată România te iubește și nu-ți rămâne decât să lupți. Noi toți te iubim, cu mare drag. Nu-mi mai plec, băgamea-aș! Aia, nu mai bradele! Plec. Nu mai plec, aici stau, aici, cu picioarele rupte stau. Și n-am plâns. Am plâns eu mâncare pentru tine, ești nebun la cap. N-ai mă, n-ai. Ai mei zbolnav tare, băi, săraci. Au avut probleme mari de sănătate. Și eu asta mi-era, să nu pățească ceva, să nu aibă nimic, da? Ce mă te avea baba? Și baba are 40 de ani, mama, ești nebun? Are 40 de ani. De-o seamă cu mine, mama. Hei, Zani, te pupăm, ne este foarte dor de tine. Te urmărim acolo cu sufletul la gură și vreau să spun să continui să fii puternic și să încerci să nu reacționezi la primul impuls. Știu că este foarte greu, cum vă este greu la toți. Viața ta a fost numai o luptă,
Așa că ce este concursul ăsta pentru tine? Ne dorim super mult să câștigi și ne dorim în aceeași timp să fii puternic aici și să nu pierzi ce ai aici. Încă o dată te pupăm și te iubim și să știi că ai o familie aici acasă care te așteaptă. By the way, te salută și Domi și Aki. Nu știam sigur dacă îmi trimite ea sau dacă... Mă bucur că mi-a trimis Antonia. Mă bucur că prima oară mi-a trimis Alex. Și mă bucur că sunt la curent și că mă urmăresc, că mă susțin. Și chiar dacă nu câștigă, știu clar că am câștigat pe de altă parte. I-am câștigat pe ei, recent i-am câștigat. Și pe mine, mă. Și sper să-mi înțeleagă toate reacțiile și să înțeleagă că înțeleg foarte bine ce mi-a transmis, că încerc să nu mă pierd sufletește și să nu mai răspund la primul impuls. Da, sunt în căutare și eu de liniște, de înțelepciune și cu timpul o să... Pe capet. Cel mai mult mi-a plăcut partea aia când mi-a zis că toată viața ta a fost o luptă. Ce-i concursul ăsta? Adică are dreptate, nu? Toată viața te-ai luptat, adică ce mai e o luptă de câteva luni? Așa zic. Vă transmit că și eu vă iubesc pe voi. Mă gândesc mereu la voi. Și da, bam și bam. Culeță, dragul meu, îți doresc o primăvară frumoasă în suflet, așa cum e sufletul tău bun și răbdător. Îți doresc să vii învingător, că știu că poți, ești un mare luptător. Te iubesc mult, te așteptăm acasă cu toții să vii cu trofeul, să nu faci caiancu, să-mi faci figura. Ești cel mai bun, cel mai frumos și ai un suflet minunat. Te iubesc cu toții. Și aici acasă totul bine, ce să-ți mai spun, și sarcina Danielei decurge normal, și ea se simte foarte bine, și când o să vii, o să ai tu cel mai mare cadou de pe pământ, un băiețaș frumos ca tine și mare ca tine. Bravo, ține-n pumnii! Mulțumesc, bravo! Dar ce tare, maică ta, e cea mai tare, maică. Nu cred, râs cu plâns. Nu știu ce, am un amalgam, chiar am un amalgam sentimentul. Dar ești nebun, ne-o rupă tot. Da. Ce, să nu faci ca eu acum, să mi-ai adus trofeu. Bă, femeia asta nu e o mamă pentru mine, un erou, frate, o crescut, mi-o crescut pe toți patru, o crescut patru copii de una singură. Nu știu dacă știe cineva de aici ce înseamnă sau să crească o femeie, patru copii, în mare parte de una singură. Au fost ajutată și de taică-mă, dar cel mai mult au fost lângă noi. Și de când am fost mici, ne-au dat niște învățături pe care nu știu dacă le au foarte mulți oameni și nu știu, ne-au ajutat foarte, foarte mult. E eroul nostru, nu e mama noastră. Ai văzut-o pe mama Geta? Eu parcă o am aici în studio și spune, îi transmite lui Culiță tot ce își dorește ea să audă el în aceste momente. Mi-a plăcut foarte mult. Chiar cred că este un erou mama Getal pentru Culiță. Îl va ajuta mai departe mesajul ăsta pe el să continue. O să-i dea un suflu. O să-și aducă, când a văzut-o, și-a adus aminte și i-a dat putere și puterea să simte. O să meargă cu ea mai departe. Sunt convins că o să-și revină și o să fie mai bun. O să fie mai bun, mai ales că a avut o accidentare săptămâna trecută și nu a putut evolua în unele jocuri. Chiar și Jador spunea, ai cea mai tare mamă, băi, Culiță, în stilul lui, așa cu cârjele alea acolo. Se întâmplă atât de multe lucruri în spate. Ne amuzăm și noi, colegii noștri sunt la sfârșitul zilei și fac numai glume. A apucat și Alex Mihai de genuflexiuni. Genuflexiunile meline. Auzi că așa merge la Survivor. Trebuie să faci genuflexiuni, să te întărești pe picioare. Da. A fost impresionant tot ce s-a întâmplat acolo la jocul de comunicare, dincolo de glumele pe care le mai avem noi aici. Mi-a plăcut foarte mult și mama lui Jador. La fel de sinceră. Și cred că și dânsa i-a transmis un mesaj puternic
lui faimosului, pentru că l-am văzut când spunea, gata, nu mai plec din competiție, rămân aici, mort, copt, într-un picior, într-o mână, nu contează. Dacă mama mi-a transmis lucrul ăsta, eu am puterea să rămân până la finalul competiției. Asta e bine, că o să rămână. Nu știu dacă îl vom mai vedea pe traseu. E riscant să intri dacă ai avut piciorul în orteză. E mai bine să stea liniștit acolo, dar să rămână așa cum e în competiție, că e destul de ok pentru show. Da. E un personaj și sunt sigură că se va face bine la cât de puternic este el și are un spirit așa de culmea de războinic. Cu siguranță va merge mai departe în competiție. Doamna Daniela Bala spune că e emoționante toate mesajele pline de iubire din partea ființelor cele mai iubite din univers. Așa este. Pe mine m-a impresionat și mesajul pe care Antonia l-a trimis lui Zani, mai ales că el nici nu se aștepta. Se gândea, oare cine o să-mi trimită și mie un mesaj de acasă de ziua femeii? Bine, s-a văzut că nu era între... Din ce am văzut eu din mesajul la Antonia către Zani, s-a văzut că nu e o foarte mare chimie între ei așa, cum au avut ceilalți cu mamele lor. S-a văzut că încă se respectă foarte mult și se apreciază unul pe altul pentru valorile pe care le reprezintă unul față de celălalt, la Antonia și la Zani mă refer, dar s-a văzut că încă nu e foarte strâns legată relația între ei. A fost un mesaj destul de corect și respectuos al ei față de el. Da, și din suflet, pentru că cei care urmăresc mediul acesta muzical știu că Antonia și Vela și-au mai adoptat artiști. I-au luat pe alții. Da. Pentru el, acolo, în Republica Dominicană, cred că a fost un moment frumos și în ciuda faptului că este o fire așa mai rebelă, de data asta l-am văzut și pe el emoționat. Contează să simți susținere din orice parte, mai ales atunci unde ai minusuri sau când ai minusuri. La el sunt convins că a existat lipsa asta de susținere. O simți când nu ai pe nimeni alături și atunci când o primești, ești mult mai sensibil în fața situației. Sunt convins că relația lor se va îmbunătăți și Zani, chiar dacă a făcut greșelile sau a avut comportamentul pe care l-a avut la începutul competiției, el va învăța mult din treaba asta și va fi cu totul și cu totul o altă persoană. Da, și mai ales și din mesajul pe care Antonia i l-a trimis, a fost un pic subliminal. I-a zis că a depășit un pic măsura în anumite situații și poate se va schimba un pic în competiție. Mi-a fost milă și de Cosmin, sunt și reacții ale oamenilor de acasă care marșează pe marginea acestui subiect. El și-a pierdut ambii părinți. Noi am făcut un interviu cu el înainte de a pleca în Republica Dominicană și printre lacrimi ne-a spus de ce are acel tatuaj pe umăr și ce reprezintă, că este portretul părinților săi. Mi se părea un pic trist, da, în cazul lui atunci când am văzut jocul de comunicare. E o poveste tristă în spatele lui acolo, chiar dacă tatuajul nu e cel mai reușit, mi se pare mie. Dar povestea din spatele lui e foarte dureroasă și sunt convins că e un om puternic pentru că merge mai departe cu zâmbetul pe buze. Da, e foarte important, iar în meciul de duminică a fost foarte puternic și a adus puncte în competiție. Adică putea să fie altfel, să se gândească mai mult la sănătatea lui, să nu-și riște, pentru că el n-avea ce mesaj de la mame să primească. Da, așa este. Tocmai se amuză colegele din redacție, că am zis că tatuajul nu e din cel mai reușit. Bă, într-adevăr, ești un om foarte sincer, Alex. E un lucru frumos, e un lucru bun.
Bă, dar se vede la televizor că nu e cel mai reușit. Am mai văzut și eu tatuaje cu portrete și unele fenomenale. Bine, acum, na, e frumos că i are alături pe părinții lui și în inima lui pentru totdeauna. Da. Dar, repet, e un om care merge mai departe cu zâmbetul pe buze. Eu mă râd de colegii din spate care nu ne mai lasă să facem emisiune. Pe cuvânt, tot să grăbesc să plece acasă. Ăștia aici râd, ăștia aici ne zăpăcesc. Bă, ce să mai facem? Da. A fost totuși o emisiune așa, ca un amalgam, joi, cum a spus Jador, că a citit în cartea aceea de la Spita. A zis culița, a zis amalgam de sentimente. Nu, mă, amalgam de sentimente prima dată a spus Jador și spunea că e din cartea pe care a citit-o în perioada de convalescență de la spital. Și apoi a preluat și culița. A găsit acolo, în Republica Dominicană, o carte scrisă în limba română? Păi i-au dat-o probabil cei din producție, da, în limba română. Și așa a fost și emisiunea noastră, un amalgam de subiecte. Atât cele legate de Sorin, de Albert, de Faimoș. A fost o emisiune până la urmă frumoasă, fiecare și-a spus punctul de vedere, inclusiv oamenii de acasă. Nu-i așa? Bineînțeles. Și noi le respectăm punctul. Joi, respectăm, ne mai vedem tot. Joi, până atunci. Ne vedem joi, vorba cântecului celor de la Vama Veche, acolo unde vom discuta tot despre Survivor România și poate vom avea invitați și din cealaltă tabără, să nu fim acuzați că avem partipriuri cu unii și cu alții din competiție, nu? Să vină cine vrea. Să aveți o seară frumoasă și să vă bucurați de ea. La revedere!